Bun găsit! Vremea ne pune la grea încercare. Vom avea încă o zi năbușitoare în cea mai mare parte a țării. Codul galben de caniculă și disconfort termic accentuat va rămâne în vigoare până mâine la ora 21. Valul de căldură se va menține în vestul, sud-vestul și sudul țării, iar temperaturile maxime vor depăși 36 de grade la umbră. Așadar, astăzi soarele va fi arzător, iar vremea va fi în continuare caniculară în Câmpia de Vest și Câmpia Română, unde indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Și asta înseamnă că aerul va fi aproape irespirabil. Nu prea sunt speranțe de ploaie, poate doar în zona montană câțiva nori își vor face apariția la un moment dat și vor lăsa în urmă ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 36 de grade. În capitală vom avea o zi toridă cu multă umezeală, foarte puțin nori pe cer, iar temperatura maximă va fi de 35 de grade la umbră. Vă propun să vedem cum arată temperaturile pentru astăzi și în marile orașe. 34 de grade se vor înregistra la Timișoara, 34 de grade la Craiova, 29 de grade avem prin Constanța, 30 de grade la Brașov. La munte va fi mai cald decât în mod obișnuit, dar spre seară va ploua în majoritatea masivelor. Vor fi descărcări electrice, iar vântul se va intensifica. Prin stațiuni, maximele ajung la 23 de grade la Sinaia, 25 de grade la Predeal și la Poiana Brașov. La mare, situația rămâne asemănătoare, soarele va încălzi rapid atmosfera, noroc cu briza activă care va face aerul mai respirabil. Pe plajă, temperaturile vor urca până la 31 de grade, iar apa mării va fi extrem de caldă, va avea în jur de 28 de grade. Acum vă invit să urmărim cum arată vremea și în restul continentului. În peninsula iberică nu sunt schimbări notabile, valul de căldură se va menține și astăzi, iar în anumite zone din Spania va fi cod roșu de caniculă cu temperaturi de peste 40 de grade. Pe când în țările din nord-vestul continentului, temperaturile se vor menține ridicate, însă vremea va fi ușor instabilă și va ploua. Se vor înregistra 25 de grade la Paris și la Bruxelles, 21 de grade de la Londra și la Amsterdam. În nordul Europei va fi ceva mai răcoare, iar norii de ploaie rămân și astăzi în decor, cu maxime de 20 de grade la Copenhaga, 19 grade la Oslo. În centrul continentului cât și în sud-est, vremea va fi în general frumoasă, dar extrem de călduroasă la orele amiezii. În Italia este cod roșu de caniculă până duminică. Se vor înregistra 33 de grade la Budapesta, 36 de grade la Viena și la Roma, 35 de grade la Atena. Revenim în țară și vedem ce se întâmplă mâine. Vom avea încă o zi toridă în cea mai mare parte a regiunilor, dar mai ales în zonele de câmpie și de podiș. Vor fi averse trecătoare însoțite de descărcări electrice doar în zona montană. În rest, vântul va dia ușor. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 38 de grade. Atât despre vreme, sunt Dana Iancu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu TVR Info!